Vă salut cu bucurie! Una dintre întrebările din genericul clipurilor din acest playlist, adică din playlistul Lumea nu este cum crezi, este următoarea. Crezi că dacă ai dat cu banul de 3 ori la rând cap, sunt acum șanse mai mari să cadă pajură? Numim fețele unei monede cap și pajură, pentru că pe cele mai multe monede în trecut era pe o față capul unui monarh sau al unei personalități istorice și pe cealaltă era emblema, stema țării, care de multe ori era o pajură, o acvilă, care uneori avea chiar două sau mai multe capete. Voi răspunde acum la întrebarea pe care v-am amintit-o, ca să vă pregătesc pentru o altă întrebare mult mai interesantă, dar care este și legată de probabilități. Există un efect în cazinouri legat de ruletă care îi face pe mulți oameni să piardă sume mari. Este vorba despre repetarea unei culori. Adică, dacă a căzut, să zicem, roșu de 3, 4, 5 ori la rând, atunci mulți consideră că acum sunt șanse mai mari să cadă bila pe negru la următoarea învârtire a ruletei și joacă sume mari de bani pe negru. Dacă totuși se întâmplă să cadă din nou roșu, atunci joacă din nou sume și mai mari pe negru, crezând că acum șansele să iasă negru sunt și mai mari. Și tot așa până rămân fără bani. Ei bine, nu există nicio legătură între ce culori au căzut înainte și ce culoare urmează să cadă la ruletă. Sigur că vorbesc despre ruletele cinstite, corecte. Și nu există pentru că aceste evenimente sunt independente. Ce culoare cade acum la ruletă nu are cum să influențeze culoarea care urmează să cadă la rotirea următoare. Deci nu modifică probabilitatea apariției culorii respective. Același lucru se întâmplă și când dăm cu banul. Dar din nou trebuie să precizez că vorbesc despre monede cinstite. Știința nu se ocupă de șmecherii. Indiferent de câte ori a căzut cap succesiv, probabilitatea ca acum să cadă pajură este tot de 50%, pentru că și probabilitatea să cadă cap este tot de 50%. Aruncările anterioare nu pot influența ce se va întâmpla la aruncarea care urmează. Dacă nu mă credeți, gândiți-vă în felul următor. Să zicem că intrați într-o cameră și vedeți pe masă o monedă și dați cu banul. Vă așteptați să fie 50% șanse să cadă cap și 50% șanse să cadă pajură, nu? Nu v-a trecut prin cap să întrebați pe cineva, a mai dat cineva cu moneda asta și ce s-a întâmplat, de câte ori a căzut cap, de câte ori a căzut pajură sau ieri a dat cineva cu moneda, ce s-a întâmplat? Nu, pentru că presupunând că moneda e cinstită, știți instinctiv că n-au importanță aceste lucruri pentru șansa să cadă cap sau pajură. Chiar dacă cade cap de 10 ori la rând, probabilitatea că la următoarea aruncare să cadă din nou cap este tot de 50%. Dar uneori, după ce am calculat probabilitatea unui eveniment, căpătăm informații noi. Și aceste informații noi ne permit să recalculăm probabilitatea și să găsim o altă valoare. Despre un astfel de caz vreau să vă vorbesc azi. Începând cu anii 50-60, au început să fie la modă, întâi în Statele Unite ale Americii și pe urmă în mai toată lumea, emisiunile de televiziune de tip concurs. În unele dintre aceste emisiuni, în faza finală, câștigătorului concursului îi erau arătate trei uși și era pus să ghicească în spatele cărei uși era premiul cel mare, care uneori era chiar un automobil. Concurentul alegea o ușă, să spunem ușa numărul 1, după care moderatorul, care evident știa în spatele cărei uși este premiul cel mare, deschidea una dintre celelalte două uși, să zicem ușa numărul 3. Și spunea concurentului, acum, dacă vrei, poți să schimbi ușa, adică poți să rămâi la ușa numărul 1 sau poți să alegi ușa numărul 2.
Vă las să vă gândiți un pic ce ați fi făcut dacă ați fi fost puși în această situație. Ei bine, dacă ați ales să schimbați ușa, v-ați dublat șansele de câștig. Pare de necrezut, nu? Hai să vedem de ce. Când ați ales ușa numărul 1, ce probabilitate ați avut să găsiți ușa corectă, ușa în spatele căreia se găsește premiul? 1 la 3, 1 pe 3, adică în procente 33% aproximativ. Restul, adică 2 pe 3, adică aproape 67%, era probabilitatea ca mașina sau premiul cel mare în general să se găsească în spatele uneia dintre celelalte două uși. Ei bine, prin deschiderea unei uși, în cazul nostru a ușii numărul 3, această probabilitate totală pe cele două uși n-are de ce să se schimbe. Ceea ce înseamnă că acum probabilitatea ca premiul cel mare să fie în spatele ușii numărul 2 este de aproape 67%, este de 2 pe 3. Deci, dacă rămânem la ușa pe care am ales-o inițial, probabilitatea să câștigăm este de aproximativ 33%, dar dacă trecem la ușa cealaltă rămasă închisă, probabilitatea se dublează, este de 2 pe 3 sau aproape 67%. Dacă nu v-am convins, hai să mărim numărul de uși. Să zicem că sunt acum 10 uși. Când alegeți o ușă, șansa să o alegeți pe cea câștigătoare este acum doar de 1 pe 10, adică 10%. Sunt în schimb 90% șanse ca ușa câștigătoare să fie printre celelalte. Premiul cel mare să fie în spatele uneia dintre celelalte 9 uși. Și acum alegem o ușă, să zicem tot ușa numărul 1, ca să simplificăm lucrurile, și moderatorul deschide 8 din celelalte uși, lăsând una singură închisă. Pentru că așa a făcut și mai înainte, nu? Se poate spune și altfel. Moderatorul deschide toate ușile rămase închise, în afară de una. Pentru că așa a făcut și mai înainte, că lasă să rămână doar două închise. Una pe care am ales-o noi inițial și una pe care vrea el să o lase închisă. Nu uitați, moderatorul știe unde este premiul cel mare. Nu este evident că șansa ca premiul să se găsească în spatele ușii pe care a lăsat-o închisă moderatorul este mai mare decât șansa să câștig cu prima ușă pe care am ales-o. Pentru că, repet, erau 90% șanse ca premiul câștigător să nu fie în spatele ușii pe care am ales-o inițial. Dacă nici așa nu vă vine să credeți, gândiți-vă că sunt 100 de uși. Nu voi repeta raționamentul, dar gândiți-vă că în acest caz șansele să câștig dacă rămân la prima alegere sunt de doar 1%. Deci, dacă ajungeți într-o astfel de situație, vă dublați șansele de a câștiga prin alegerea celelalte uși. Dar, atenție, să nu dați vina pe mine dacă totuși veți pierde, pentru că eu nu am spus că dacă schimbați ușa, veți câștiga cu siguranță. Vă veți dubla doar șansele, dar există în continuare cele 33% procente ca ușa pe care ați ales-o prima dată să fie ușa câștigătoare. Eu am spus doar că șansele se dublează, dar nimeni nu vă poate garanta succesul. Dacă nici acum nu credeți, nu-i nicio problemă. Aici vorbim în general despre știință și în știință nu credem niciodată ceva doar pentru că așa a spus cineva. Teoria relativității a lui Einstein este corectă, nu pentru că așa a spus Einstein, ci pentru că este verificată prin nenumărate observații și experimente. Așa că și în cazul nostru puteți să faceți un experiment simplu, dar care din punct de vedere probabilistic este identic cu situația celor trei uși. Prima parte a experimentului. Luați trei căni identice și rugați pe cineva să ascundă sub una dintre ele un obiect.
Apoi încercați să ghiciți sub care cană este obiectul și faceți acest lucru de un număr mare de ori, pentru că în statistici, cu cât lucrăm cu numere mai mari, cu atât ne apropiem mai mult de rezultatul corect. Notați-vă de câte ori ați ghicit, să spunem din măcar 30 de încercări. Această primă parte a experimentului este identică, din punct de vedere probabilistic, cu situația în care am ales o ușă și rămânem la ea. Nu trecem la cealaltă ușă, la sugestia moderatorului. În a doua parte a experimentului faceți de același număr de ori, același lucru, dar de data asta, după ce ați ales o cană, nu vă uitați sub ea, rugați persoana care a ascuns obiectul să ridice din cele două căni rămase o cană sub care nu se găsește nimic. Și apoi, obligatoriu, treceți la cealaltă cană, alegeți cealaltă cană și vă uitați sub ea. Și vă notați din nou de câte ori ați câștigat, să zicem așa, de câte ori ați găsit obiectul. Faceți acest experiment și vă garantez că dacă lucrați cu un număr mare de încercări, veți vedea că în al doilea caz, cel în care ați schimbat cana, numărul încercărilor în care găsiți obiectul va fi mai mare, de fapt va fi cam dublu dacă lucrăm cu un număr foarte mare de încercări. Cei care știu să programeze pot să facă un program care să simuleze acest experiment. Pot chiar să-l facă să ruleze automat și să rețină doar rezultatele și în cazul acesta pot să ruleze un număr foarte mare de încercări, ceea ce înseamnă că rezultatul trebuie să fie mai aproape de rezultatul corect, adică în a doua parte a experimentului se obțin cam de două ori mai multe rezultate corecte decât în prima parte. În concluzie, la început, probabilitatea ca premiul să se găsească în spatele unei uși este aceeași pentru toate cele trei uși, și anume 1 pe 3 sau 33 aproximativ la sută. Dar în momentul în care moderatorul deschide o ușă și ne arată că premiul nu este acolo, probabilitatea ușii pe care n-am ales-o, dar care a rămas închisă, se dublează. Pentru că am căpătat o informație nouă, că premiul nu este în spatele ușii care a fost deschisă. Dar am pornit de la întrebarea, crezi că dacă ai dat cu banul cap de trei ori la rând, acum sunt șanse mai mari să dai pajură? Dacă ați crezut că e așa și dacă ați crezut că e mai bine să rămâneți la ușa pe care ați ales-o inițial, atunci, atenție, lumea nu este cum credeți. La revedere!